vedeta noastră de azi, părul. Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Luăm o mică pauză de la seria de materiale în care discutăm despre elementele unui structurale ale unui pom, dar bineînțeles o vom continua de săptămâna viitoare și facem un material despre primele acțiuni care se fac pomului în primul lui an de viață. Adică ce anume trebuie să facem noi, care sunt tehnicile corecte și cum anume intervenim asupra unui pom care are doar un an de viață. În cazul de azi o să discutăm tot despre specia semințioaselor, dar în mod special vom discuta despre păr, așa cum avem și aici, o să vă detaliez imediat. De ce părul? Pentru că, din punctul meu de vedere, fie că vorbim despre intensivele mari, super intensivele sau grădinile mici și mijlocii, părul trebuie condus pe un singur tip de coroană, pentru că acolo dă el randamentul cel mai mare, o coroană de tip formată în jurul unui ax, exact cum este un braț, să vă spun așa, să înțelegeți mai bine, adică are un ax central și de acolo vin ramurile garnisite și este crucial să știți ce trebuie făcut în primul an de viață, pentru că de aici pornește totul. Despre asta o să discutăm azi, o să vă arăt, o să fie un material foarte interesant. Țin să vă menționez încă de la început că aceste tehnici pot fi aplicate și la măr, sunt valabile și la măr, se pot aplica foarte bine, uneori pot fi aplicate și la sâmburoase, dar în cazuri mai rare. În schimb, astăzi, așa cum am spus, discutăm despre păr. Luăm camera, vă prezint pomul pentru că el este în primul an al lui de viață, vedem ce anume a crescut pe suprafața acestuia, după care detaliem ce este de făcut. Așa că haideți să luăm puțin camera și haideți să începem cu ce ar face 90% dintre cei care ar veni să intervină asupra acestui pom pe care îl vedeți și dumneavoastră aici. În primul rând, ar secționa această ramură de semischelet undeva în această zonă, după aceea ar veni și ar secționa-o pe aceasta undeva în această zonă, da? Și ar mai veni și ar mai secționa-o pe aceasta undeva în această zonă. Și bineînțeles, va elimina toate ramurile acestea de pe suprafața trunchiului pomului. Am dreptate? Probabil că așa ați procedat și unii dintre dumneavoastră, probabil că ați văzut atunci când cineva a venit să taie un pom această tehnică. Nu stăm să contrazicem tehnicile altora, nu spun că este una incorrectă sau una corectă, în schimb vreau să vă detaliez ce aș face eu și cum procedez eu, astfel încât părul acesta despre care discutăm să crească oarecum armonios și să dea exact randamentul pe care ne-l dorăm, pentru că de aceea l-am pus în grădină, da? Vă voi da toate detaliile, ne apucăm de treabă, o să filmez puțin mai din depărtare și după aceea, după ce facem toate acțiunile, o să vin și o să vă explic, o să vă detaliez fiecare acțiune în parte. Trei ramuri, ce-o fi atât de mult de făcut la el? Ei bine, haideți să începem comentariile de rigoare. După cum vedeți, aici avem trei elemente de schelet. Sunt, așa cum se numesc, ramuri principale, viitoarele șarpante, așa cum ți-am spus. În momentul în care v-am spus că la păr este necesar ca noi să formăm coroana în jurul unui ax, noi trebuie să avem aceste ramuri principale în jurul pomului pe mai multe etaje. Adică trebuie să ne uităm la pom și să alegem în primul rând un schelet, un ax principal care va merge în sus. Foarte important, poate că acum pomul este mic, iar o secțiune undeva mai sus, după cum veți vedea, vi se va părea ciudat, dar dumneavoastră trebuie să priviți pomul în ansamblu, ce va deveni el când va fi mare. Trebuie să vă gândiți că acei centimetri pe care îi vom lăsa în partea de jos, peste 10 ani, se vor duce mult mai sus. Trebuie să vă gândiți că etajul pe care îl vom forma noi mai sus, aici la 60-70 de centimetri, după cum veți vedea, se va duce peste 10 ani sau peste 5 ani mult mai sus și așa mai departe. Trebuie să priviți pomul în ansamblu. Ce va deveni el, nu ce este acum, chiar dacă vi se pare ciudat acest lucru. Și așa cum am spus, pentru a forma un ax, uitați pe tulpina pomului și căutați o ramură de semischelet care merge pe verticală. Pomul totdeauna vrea să fie primul, el vrea să fie acolo sus. De aceea vedeți aceste creșteri viguroase pe verticală și tocmai de aceea pomul are tendința întotdeauna să crească pe verticală. Acolo este toată forța lui. Pentru că el vrea lumina lăsată de la Dumnezeu. El vrea să fie primul în coronament, exact cum sunt brazii aceia mari în pădure. Așa. După ce ați secționat în primul an la plantare pomul și vi s-au generat aceste creșteri, pot fi mai multe, mai puține, urmăriți o creștere viguroasă, puternică, ce continuă oarecum axul. Puțin în zigzag, puțin oblic, dar care merge pe verticală. Nu încep acum să vă detaliez ce tipuri de
coroane sunt și așa mai departe, nu intrăm în domeniul tehnic, pentru că interesul meu e să vă explic pe înțelesul tuturor, să înțelegem ceea ce facem. Și din locul de unde are loc prima secțiune, v-am spus, o să iau și să focalizez pentru a vedea, de unde are loc primele ramificații și de unde a fost prima secțiune, ne orientăm cam 60 de centimetri și facem o secțiune în această zonă. Exact cum am făcut și eu aici. Nu vă uitați neapărat despre orientarea mugurelui, în ce parte este el, pentru că aici vor genera alte creșteri. În această zonă, prin tăierea pe care am făcut-o, noi forțăm omul să creeze alte creșteri puternice. El va mai genera un etaj. Ceea ce s-a întâmplat aici jos la prima secțiune, prin această tăiere, se va întâmpla undeva și în această zonă și este foarte simplu să ne dăm seama că pomul, când se va îngroșa și va crește, va avea etajele acestea distribuite. Dar ce facem cu acestea? Ei bine, așa cum v-am spus, vigoarea pomului este pe vertical. Și în general la semințoase, tot ce crește pe verticală nu fructifică. Tot ce crește pe orizontală se îngroașă și generează ramuri de rod. Și într-un fel noi păcălim pomul aici printr-o acțiune. Așa cum am spus, normal oamenii ar veni și ar face o secțiune la această ramură. Dar noi nu facem acest lucru. Noi ne interesează ca această ramură să devină o șarpantă principală din primul etaj al pomului. Cum facem acest lucru? Foarte simplu. Luăm această ramură și îi facem o, nu știu cum să vă zic, o îndoire. Se numește un procedeu de palisare. O să discutăm detaliat într-un alt videoclip. În momentul în care facem această îndoire, noi ne uităm totodată și o să vă detaliez imediat. Nu facem această îndoire peste ramura aceasta, nu? Facem și noi o îndoire, ne uităm să avem un echilibru în această zonă. Și exact cum o vedeți aici, pentru a face această îndoire, puteți face mai multe acțiuni. Eu de obicei folosesc o sfoară, aceasta este de la un balon, nu vă trebuie o sfoară specială sau ceva de acest gen. Luați orice sfoară o găsiți dumneavoastră prin curte și o legați de vârful acelei ramuri de schelet pe care o vedeți dumneavoastră aici. După ce o legați, o puteți susține unde doriți dumneavoastră. Fie de tuturele pe care îl puneți unui pom, fie de un țăruș pe care îl bateți în pământ, oriunde. La mine întâmplător este cam o delimitare aici dintr-o plasă de gar pentru a nu intra câinii, pentru că sunt într-un alt șantier. O să vă arăt într-o bună zi ce dezastru este și la mine tot. Și mergeți și aproape de vârful ramurii, pentru că este foarte important acest aspect, faceți un nod, un ochi. Nu vă faceți griji că se va ștrangula ramura sub nicio formă, pentru că veți observa, anul viitor va trebui să venim și să intervenim, adică să tăiem undeva în apropierea acestei ștrangulări pe care am făcut. O legăm și după aceea iau camera pentru a vă detalia exact despre ce este vorba. Vedeți, foarte simplu un nod și după aceea o legăm așa cum am spus de ceva. Foarte important, unghiul ei să fie undeva aproape de 45 de grade. Să nu fie un unghi mai mic, adică să o cercuim la vița de vine, dar nici să nu o lăsăm în această direcție. Ne uităm să creăm un echilibru în această zonă și o lăsăm undeva cam la 45 de grade. După care o legăm. Cam așa. Indicat ar fi să aveți și un tutore la pomul respectiv pentru a putea să nu generați dereglări ale direcției de creștere a culoarei. Am legat-o și cam despre asta este vorba. Acum haideți să luăm camera și să vă detaliez, să facem un comentariu asupra acestei acțiuni. Și așa cum am spus mai devreme, creați un echilibru între distanța acestor elemente de schelet și totodată orientarea lor. Niciodată nu o să o palisați pe aceasta așa. Dumneavoastră merge să aveți un unghi cât mai deschis. Prin simplu fapt că noi am făcut această acțiune aici, noi luăm puterea pomului de a crește pe verticală și o transmitem în creșterea pe orizontală, dacă am putea spune așa. Ce se va întâmpla aici? Pur și simplu această ramură se va îngroșa și va deveni o șarpantă principală. Iar
Această legătură va sta un an de zile. Ea se va îngroșa și așa va rămâne. După un an de zile veniți și tăiați în această zonă. Nu secționăm acum aici pentru că dacă am secționat în această zonă, mi-ar genera creșteri foarte puternice în această zonă și pe noi nu ne interesează acest lucru. Pe noi ne interesează ca seva să meargă pe totalitatea acestei ramuri principale, pentru că dacă ea, noi am secționat și am generat creșteri în această zonă, toată seva va fi direcționată către acele creșteri noi și ne va face un etaj aici și nu ne interesează acest loc. Deci vedeți, cam așa trebuie făcut. Aceasta de asemenea, așa cum v-am spus, ea crește deja într-un unghi de 45 de grade, nu ne interesează, nu o palisăm, o lăsăm pur și simplu așa. Dacă aveam mai multe ramuri, eventual mai renunțam la ele sau le palisam pe toate. Dacă mai aveam una în această zonă, tot așa, crescută în stilul acela, o palisam aici de asemenea. O lăsăm la fel, exact cum am spus, nu vom face nici aici scurtare, ne interesează să se îngroașe pur și simplu și să ne genereze ramuri de semischelet anul viitor. În ceea ce privește axul, noi, așa cum am spus, el va genera creșteri în această zonă, dar va genera creșteri mai ales aici, în partea de sus, ceea ce ne interesează pe noi. Și aici se va dezvolta un alt etaj de ramuri principale, și anume acele șarpante. Acum mergem în baza trunchiului, în baza de jos. Chiar dacă noi aici avem un mugure mixt, nu o vom lăsa așa cum este, pentru că nu ne interesează. Pe noi ne interesează că această ramură să genereze creșteri cât mai puternice, poate vom reuși să generăm în această zonă o subșarpantă și pe viitor aici să mai facem un etaj sau ceva de acest gen, pentru că după cum vedeți avem muguri aceștia care vor da în acesta. Vom face o scurtare și astfel vom forța ca această ramură să crească, iar în partea de din jos, unde avem acești pinte și aceste formațiuni, din punctul meu de vedere, undeva la 50 de centimetri eliminăm tot, pentru că nu are rost să lăsăm și aici. Vom face secțiuni la inel, adică exact la locul de îmbinare al ramurei cu pomul, pentru a nu genera creșteri noi, pe o distanță de circa 50 de centimetri, pentru că asta ne interesează noi. Și astfel pomul a ajuns la forma dorită în primul an de viață. Ce spuneți, dragilor? Vi se pare interesant? Vi se pare banal? Este corect ceea ce am făcut eu? Eu vă spun că este 100% corect. Și din punctul meu de vedere, oricine, nu trebuie să aduceți vreun meseriaș în curte, poate face după indicațiile mele sau după indicațiile altora care prezintă această tehnică, acest lucru în primul an de viață al pomilor dumneavoastră, în special la păr, dar și la măr. La măr putem lăsa mai multe axuri, o să vedem alte tăieri, dar această tehnică este valabilă și la păr și la măr în special și este o tehnică corectă, o tehnică prin care noi dezvoltăm pur și simplu coroana pomului. Îl forțăm să creeze șarpantele sănătoase, durabile. Îi creăm o coroană dezvoltată într-un mod armonios, care nu calcă una pe alta, lăsând suficient spațiu între ramurile de schelet să dezvolte ramuri de semischelet, acele subșarpante garnisite cu roți și așa mai departe. Dăm putere axului să se ducă, el va fi oarecum în zigzag, el aici va face un zigzag, iar la anul va crea următorul etaj cu cea care îl tăiem un pic orientat în altă parte, astfel încât noi să nu lăsăm linie dreaptă, țăpușă, cum e undița de pescuit, pentru că atunci se va duce de nebun și tot îl frângem din când în când. Veți vedea că în al doilea an îi vom lăsa niște creșteri chiar și pe acest ax pe care le vom înlătura în al treilea sau în al patrulea an, tocmai pentru a mai prelua din vigoarea pomului, din tendința lui de a se duce cât mai sus. Așa cum am spus, încercați, faceți această tehnică, puneți-o în practică și eu sunt 100% sigur că veți fi foarte mulțumiți de rezultatele respective. Continuăm săptămâna viitoare cu seria de materiale scurte în care vorbim despre ramurile de rod, vom prezenta țăpușa, vom discuta despre ea, mai avem încă două videoclipuri despre ramurile de rod, după care începem tăierile efective cu un limbaj comun. Vor fi niște materiale mai lungi, dar ne vom așeza lângă pom și până nu vom lua fiecare detaliu în parte, până nu vom arăta exact ceea ce trebuie făcut și cum trebuie făcut, până nu vă voi exemplifica pe înțelesul tuturor,
nu ne vom lăsa. Și după acele materiale, sunt 100% sigur și pun pariu cu dumneavoastră că vă veți tăia singur pomii într-un mod mult mai corect decât unii meseriași vin la dumneavoastră în curte și începe și vă taie pomii precum așa un bonsai, dacă aș spune. Numai, deci văd zilnic pe drum mulți pomi și nu știu dacă sunt bonsai sau sunt pomi fructiferi. Țineți minte, nu contează neapărat cum arată, contează să fie tăiat corect. Nu contează ce scule profesionale aveți dumneavoastră, puteți spune să-l tai și cu cuțitul. Dacă știi să-l tai bine, atunci totul este perfect. Dar despre fiecare parte vom discuta în materialele viitoare. Haideți că v-am ținut destul, până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. Acum merg să-mi serbez ziua de naștere a fiicei mele, să fac un grătar cu prietenii. V-am pupat!